pentru această veghe a Lui necontenită asupra vieților noastre, pentru îndurarea Lui cea mare și pentru bunătatea cu care ne încununează viața. Se merită să mai zicem încă o dată cu toată puterea și cu toată bucuria: slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul să vă binecuvinteze! Amin. Domnul să mă binecuvinteze! Amin. Dar ce înseamnă asta? Ce spunem atunci când spunem Domnul să te binecuvinteze? Ce spunem copilului, soției, soțului, prietenului pe care îl aducem la biserică și întindem mâna sau îl îmbrățișăm și spunem Domnul să te binecuvinteze? Ce aud de Dumnezeu? Ce ne așteptăm să facă Dumnezeu în urma acestei rugăciuni din câteva cuvinte? Domnul să te binecuvinteze. Bineînțeles că răspunsul îl găsim repede, împărțim cuvântul în cele două cuvinte pe care din care el e compus și zicem a te binecuvânta Dumnezeu înseamnă a te vorbi de bine Dumnezeu. Și important asta. Să te vorbească Dumnezeu de bine, iată un lucru pe care cu toții ni dorim, nu-i așa? Să vorbească cel preanalt, stăpânul a toate și a tot. Dumnezeu adevărat, să aibă cuvinte bune despre tine. Iată un lucru de dorit. Dar îndrăznesc eu să spun înaintea dumneavoastră în această seară că atunci când Dumnezeu binecuvântă un om, face mult mai mult de atât. Nu doar vorbește de bine. Binecuvântarea Lui este plenară, este mai mare, este mai frumoasă, este mai bogată decât ne putem închipui, ne putem imagina noi. Și ca să încercăm să răspundem la această întrebare, ce înseamnă să te binecuvânte Dumnezeu? Vă chem să deschidem Sfânta Carte, vom merge într-un pasaj din Vechiul Testament, face parte dintr-o serie de predici, da, în seara asta vom citi o predică, face parte dintr-o serie de predici, probabil ultima, a marelui om al lui Dumnezeu, Moise. Moise se află pe capătul vieții lui, urmează să plece dintr-o călătorie din care nu se va mai întoarce. Și atunci și acolo, în fața poporului Israel, Moise are o serie de predici în care le vorbește despre binecuvântare, le vorbește despre blestem. Moise, omul atât de diferit de toți cei de acolo, omul care vorbea cu Dumnezeu gură către gură, aflat pe capătul vieții lui, când, știți expresia românească, nu mai decojește ouă la nimeni, nu mai se poartă cu mănuși cu nimeni, într-o predică puternică, privind în urmă la tot ce a însemnat trecutul, privind în prezent și uitându-se spre viitor, Moise le vorbește despre ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Citim și cer îngăduința bisericii să citim tot capitolul, tocmai pentru că este un capitol atât de puternic, atât de frumos. Deschidem în Deuteronom capitolul 30. Deuteronom capitolul 30. Ascultați acest cuvânt superb, care cred eu că în seara aceasta ne poate mântui, mângâia, ridica inimile. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va mulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești.
Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urâ și te vor prigoni și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui scrise în cartea aceasta legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer și să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura și în inima ta, ca să o împlinești. Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți peri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Deci, ce înseamnă? Ce aude Dumnezeu atunci când noi ne spunem unul altuia, Domnul să te binecuvinteze? Ce este pregătit să facă Dumnezeu? Cred că cu toții cădem de acord în această seară că binecuvântarea este un lucru de dorit. Că ne dorim binecuvântarea, tânjim după binecuvântare și în niciun caz nu vrem să trăim în alt loc decât sub această umbrelă a lui Dumnezeu, sub umbrela binecuvântării sale. Ne dorim toți asta? Amin. 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 Dar ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu? La ce ar trebui să se aștepte cineva atunci când se uită la viața lui și vrea să constate că este sau nu binecuvântat? La ce ar trebui să se uite? Ce lucruri anumite le face Dumnezeu în viața noastră? Astfel încât să putem spune, uite, viața mea este o viață binecuvântată. Moise, așa cum spuneam, este la capătul slujirii lui. Se uită la ei și le vorbește despre binecuvântare. Le vorbește despre cât de important este să trăiască sub această umbrelă a binecuvântării. Înainte însă de a lăsa pe Moise să ne răspundă la această întrebare, ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce face Dumnezeu atunci când binecuvântă un om? Permiteți-mi să fac un survol scurt asupra acestui text pentru a-l înțelege puțin mai bine, pentru a înțelege mai târziu, puțin mai bine ceea ce face Dumnezeu atunci când binecuvântă un om. Primul lucru care surprinde la acest text, prima idee care cumva ne prinde pe nepregătite în text, este că acest adevăr cumplit, dureros, dar cu toate acestea tot adevăr al vieților noastre, că noi națiunile, noi familiile, noi oamenii, eșuăm. Eșuăm. Ați remarcat cum începe Moise predica aceasta, această ultimă parte a predicii lui?
Zice, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă și remarcați cuvintele, în mijlocul tuturor neamurilor în care te va risipi Domnul Dumnezeu. Ascultați versetul 2. Dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul lui din toată inima ta. De ce să fie risipiți? Înainte de acest pasaj al predicii lui, înainte de această predică, Moise le pusese în față cu adevărat binecuvântarea și blestemul. Fusese dur, fusese clar, fusese exact. Nu căutase cuvintele acelea mai moi, mai dulci, care cumva să îi facă pe oameni să ducă mai ușor povara a ceea ce el avea de spus. Moise folosise cuvintele acelea care și astăzi, dacă le citești din Sfânta Scriptură, și astăzi sunt extrem de dure, extrem de greu de purtat. Le pusese cu adevărat în față. Binecuvântarea și blestemul. Dacă citești pasajele acelea, cu siguranță ai sentimentul că n-au cum să aleagă blestemul. N-au cum să se întoarcă spatele la binecuvântare și să meargă într-o direcție care îi risipește, care îi distruge, care îi face să alerge departe de binecuvântare. Și cu toate astea, Moise știe. Și în ultima parte a predicii lui o spune. V-am pus în față binecuvântarea și blestemul, dar știu că veți eșua. Știu că veți fi risipiți. În mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău. Deși mi-e greu, aș vrea să vă citesc câteva din cuvintele pe care Moise le spusese. Cuvinte prin care încerca să le înduplece inima. Să aleagă binecuvântarea. Să trăiască în binecuvântare. Ascultați Deuteronom, capitolul 28, început cu versetul 64, o descriere atât de exactă a unei vieți departe de binecuvântare. Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, și acolo vei sluji altor Dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, Dumnezeu de lemn și de piatră. Între aceste neamuri, ascultați-vă rog, oare nu cumva descrie viața oamenilor fără Dumnezeu? Între aceste neamuri nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărât înainte. Vei tremura zi și noapte. Nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care îți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice, o, de-ar veni seara. Și seara vei zice, o, de-ar veni dimineața. Și Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt și vei face drumul acesta pe care ți-l spusesem să nu-l mai vezi. Acolo vă veți vinde vrăjmașilor voștri ca robi și roabe. Dacă dumneavoastră ați fi asistat la predica asta, închipuiți-vă pentru un moment că dumneavoastră ați fi fost în audiență, că predica vi s-ar fi adresat dumneavoastră. Ce i-ați fi spus lui Moise după aceea? Moise, noi? Niciodată. Astfel de viață noi nu alegem, Moise. Noi nu vrem să trăim cu groază în inimă. Noi nu vrem să n-avem nicăieri un loc de adăpost, o odihnă pentru talpa piciorului nostru. Niciodată, Moise. Ascultă-mă, vorbește tu cât vrei, spune-ne ce vrei, noi alegem binecuvântarea, noi alegem să trăim cu Dumnezeu, noi alegem să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, noi alegem să umblăm în felul în care Dumnezeu ne recomandă să umblăm și cu toate astea Moise se uită la ei. Și în acest pasaj atât de încărcat de dragoste, atât de încărcat de chemarea plină de iubire a lui Dumnezeu, Moise recunoaște în subtext. Ziceți că nu o să vă depărtați niciodată? Nu, Moise. Ziceți că niciodată nu o să-L trădați pe Dumnezeu? Nu, Moise. Vă spun, veți fi risipiți în mijlocul tuturor neamurilor. De ce ar face asta Dumnezeu dacă ei nu și-ar fi călcat cuvântul? Și l-au călcat. Pentru că, deși mi-e așa de greu să spun, noi toți oamenii eșuăm. Eșuăm noi ca oameni, eșuează familiile noastre, eșuează națiunile noastre.
Noi toți eșuăm. Deși nu e o bucurie să recunosc asta, dumneavoastră aveți în fața dumneavoastră un om care a eșuat. Iar eu, fără să vreau să jignesc pe nimeni în această seară, am în fața mea oameni care au eșuat. Noi toți eșuăm. Iată adevărul. Ne place sau nu ne place? Îl vrem ascuns sau vrem să-l recunoaștem pe față? Ăsta este adevărul. Dar mai este un adevăr superb al textului ăsta, că există întoarcere din eșec. Că există întoarcere din eșec. Da, noi toți eșuăm. Moise recunoaște asta. Moise o vede în viața copiilor lui Israel. Vor eșua. Cu siguranță vor eșua. Dar există întoarcere din eșec. Dar există posibilitatea să regăsești chiar atunci când ești cel mai încurcat. Chiar atunci când ți se pare că viața ta s-a terminat. Există posibilitatea să mai găsești drumul înapoi spre binecuvântare. Iată ce nu vrea diavolul să știi. Că există întoarcere din eșec, că poți să mai cunoști încă o dată binecuvântarea lui Dumnezeu. Că da, poate că ai eșuat, poate că ai ajuns într-un moment în care totul ai risipit, poate că ai ajuns să trăiești așa cum Moise recunoștea că vor trăi toți cei care sunt fără Dumnezeu. N-ai pace în liniște, n-ai bucuria de a trăi, nu găsești nicăieri odihnă pentru sufletul tău, abia aștept să vină seara și seara, abia aștept să vină dimineața, nu mai găsești nicăieri împlinire. Și diavolul îți spune, așa va fi toată viața ta. Dar am venit în seara asta la Făget să vă spun că nu trebuie să fie așa. Că din eșec există întoarcere. Că din eșec există răscumpărare. Că te poți întoarce din eșec. Noi toți oamenii eșuăm. Sus sau jos, pe scara socială. Cu bani sau fără bani, cu studii sau fără studii. Noi toți eșuăm. Dar există întoarcere din eșec. Dar te poți întoarce. Îmi vei spune, nu știi eșecul meu. Nu contează. Cât de adânc a fost eșecul tău. În seara asta am venit să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că există întoarcere din eșec. Că poate exista un moment în care să zici, gata, ajunge, mă întorc spre casă și în momentul acela să vină să te ia harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Preamărit să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Iată bucuria inimilor credinciosului. Dacă ai venit în seara asta, ești un prieten al bisericii și te întrebi, ăștia toți sunt sfinți? Nu sunt. Sunt toți în curs de sfințire. Ăștia toți sunt desăvârșiți? Nu sunt. Sunt în curs de desăvârșire. Dar de unde au sclipirea aia în ochi? De unde bucuria? De unde dorința de a se închina? De unde a vuit biserica adineauri? De ce? Ei sunt oameni care s-au întors din eșec. Ei sunt oameni care s-au întors din risipire. Ei sunt oameni care s-au întors cu fața către Dumnezeu. Sunt oamenii care au eșuat, dar din eșecurile lor au fost culeși de Dumnezeu, așa cum poți fi culeși și tu, preamărit să fie Domnul. Iată primul adevăr al textului, care ne ajută să înțelegem binecuvântarea. Noi toți eșuăm, dar există întoarcere din eșec. Binecuvântat să fie cel care ne ajută. Al doilea adevăr, binecuvântarea vine întotdeauna din relație. Din relație. Ați remarcat textul? Pentru un novice al Sfântei Scripturi, dacă citești textul ăsta și îi pui întrebarea unde e, în Vechiul sau Noul Testament, îți va zice Noul Testament. Sună a Noul Testament. Textul vorbește despre o relație atât de apropiată, vorbește de atâtea ori despre dragoste, despre inimă, despre dorința lui Dumnezeu de a fi iubit, tocmai pentru a sublinia acest adevăr, cheie de boltă a binecuvântării. Binecuvântarea vine întotdeauna din relație. Să o spun altfel. Noi oamenii care îl iubim pe Dumnezeu, nu avem cu Dumnezeu o relație bazată pe schimb. Noi dăm ceva lui ca el să ne dea în schimb binecuvântarea. Acesta nu este creștinism. Aceasta este religia grecilor. Grecii credeau că trebuie să îi îmbuneze pe zeilor. Să dea ceva. Dă și tu ceva. Ce ai? Pe măsura ceea ce dai, va veni binecuvântarea. Asta era religia zeilor. Religia grecilor. Noi nu credem în acest schimb, în acest tonomat. Și Biblia nu vorbește despre binecuvântare în sensul schimbului. Noi n-am venit aici
ca să obținem, să smulgem de la Dumnezeu binecuvântarea. Cei trei care au cântat, n-au cântat pentru a obține prin cântarea lor, dau și ei cântarea lor lui Dumnezeu, ca în schimb Dumnezeu să le dea binecuvântarea. Corul nu-i de asta aici. Cei care au cântat în față n-au făcut-o de asta. Dumneavoastră, cei mai mulți dintre dumneavoastră care sunteți creștini, n-ați venit la biserică pentru a-L îmbuna cumva pe Dumnezeu, să vă dea în schimbul ăsta ceva. Noi toți am venit aici și facem tot ceea ce facem pentru că îl iubim pe El. Din toată inima noastră. Noi îl iubim, vrem să trăim cu El. Vrem să fim aparținătorii Lui, inima noastră s-a lipit de inima Lui, binecuvântarea nu este ținta principală a vieților noastre, noi îl căutăm pe El, noi nu ne uităm la buzunarele Lui Dumnezeu, să ne cadă și nouă ceva. Noi în primul rând ne uităm și suntem îndrăgostiți de fața Lui Dumnezeu, de prezența Lui Dumnezeu, de dragostea Lui, Cel care ne-a iubit întâi, noi răspundem iubirii Lui cu iubirea noastră. Mâine, dacă pentru un moment Dumnezeu ar suspenda tot binele pe care ne-l face vieților noastre, cei care sunt creștini maturi din sala aceasta ar continua să-L slujească pe Dumnezeu. Dacă printr-un fel anume, mâine Dumnezeu ar da la o parte din viața noastră tot ceea ce este bun și susține viața noastră, chiar dacă totul s-ar stinge, mâine cei care îl cunosc pe Dumnezeu vor continua să vină la biserică. Vor continua să se închine lui Dumnezeu, bucuroși de faptul că Dumnezeu, știu ei, îi iubește. Binecuvântarea nu vine dintr-o relație a schimbului, a trocului, dai ceva ca să obții ceva. Binecuvântarea vine din relație. Dacă vreți să o spunem altfel, binecuvântarea este aerul care îl înconjoară pe Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape, cu atât ești mai binecuvântat. Cu cât ești mai aproape, cu atât simți parfumul binecuvântărilor. Oriunde e Dumnezeu, e binecuvântare. Oriunde este prezent cel preanalt, se revarsă mireazma plăcută a binecuvântării sale. Dacă vrei să fii binecuvântat, trebuie să fii acolo unde este Dumnezeu. Nu trebuie să-i dai. Și asta este atât de greu pentru noi oamenii, pentru noi, inclusiv pentru noi românii. Ne-ar fi mai ușor să dăm. Să dăm. Tocmai de aceea se fac cozi lungi la mormintele unor sfinți, pentru că e mai ușor să dai. Cât vrei? Ce să cumpăr? 3 magneți, 2 pietricele? Ca să obțin binecuvântarea? Să sărut o raclă? E nevoie de mai mult de atât. E nevoie de toată inima ta. E nevoie de toată viața ta. E nevoie de iubirea ta nemărginită, nedivizată, care să se îndrepte înspre Dumnezeu. E nevoie să trăiești în preajma lui Dumnezeu. Binecuvântarea este aerul, care, parfumul, mireazma care îl înconjoară pe Dumnezeu. Două lucruri despre binecuvântare. Unu, noi toți oamenii eșuăm, dar există binecuvântare și după eșec. Doi, binecuvântarea vine din relația pe care o avem cu Dumnezeu. Și trei, binecuvântarea este mai mult, cum spuneam adineaori, decât a vorbi de bine. Ce bine e să fii vorbit de bine. Ce bine e să vorbești de bine. Asta într-o paranteză fiind spus. Dar ce bine este să fii vorbit de bine. Când te vorbește de bine primarul, e o realizare. Dacă te vorbește de bine șeful statului, e o realizare. Dar dacă te vorbește de bine șeful universului, asta este realizarea. Dacă El, Dumnezeu, are cuvinte bune despre tine, păi tot pământul știe și iadul întreg ia aminte. Când Dumnezeu se laudă, când Dumnezeu se bucură, când Dumnezeu vede viața ta, iată când Dumnezeu binecuvântă, când vorbește de bine. Dar niciodată Dumnezeu nu a rămas la nivelul cuvintelor. Întotdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu a trecut dincolo de cuvinte înspre acțiune. Dumnezeu binecuvântă ca acțiune, nu doar ca vorbire. Preamărit să fie El. Deci ce face Dumnezeu atunci când binecuvântă? Când m-auziți pe mine că vă zic dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze, ce aude Dumnezeu? Când dumneavoastră îmi spuneți mie, sper că îmi spuneți, Domnul să te binecuvinteze, ce aude Dumnezeu? Trei lucruri în ordinea asta. Veți vedea că noi vrem altă ordine. Prima dată, Dumnezeu strânge și răscumpără. Acțiunile binecuvântării lui Dumnezeu, Dumnezeu strânge și răscumpără. Doi, cucerește inima. Și trei, umple de bunătăți.
Așa că ne-am vrea altfel. Doamne, pune-o pe ultima prima. Umple întâi de bunătăți și restul te descurci tu. Restul e treaba ta. E treaba popilor. Eu vreau pe aia, pe ultima. Și cu toate astea, în această ordine, iată ce face Dumnezeu atunci când binecuvântă o viață. Strânge și răscumpără. 2. Cucerește inima. Și 3. Umple de bunătăți. Să le luăm pe rând. Puteți să le luăm pe rând? Mai puteți? Ce înseamnă strânge și răscumpără? Spuneam că în subtextul acesta, al textului, al predicii pe care Moise a avut-o, Moise pune două idei principale. Două idei la care nu le dă glas direct, dar care sunt absolut evidente în mesajul lui. Prima idee este cea pe care am anunțat-o și anume că noi toți oamenii eșuăm. Moise recunoaște, se uită la ei, deși le-a vorbit în fel și chip, le-a spus adevărul în față, le-a arătat cu adevărat cât de dureroasă trebuie să fie îndepărtarea de Dumnezeu. Moise știe. Cum și noi românii trebuia să știm în 90. Știți când ne-am pus pe genunchi? Crezut că România toată se va pocăi în câțiva ani. Moise știe. Când ne uităm la copiii noștri și noi știm, noi toți eșuăm. Spuneam fiului meu vineri seara, când m-a întrebat, tati, dar de ce ești tu așa? Și am zis, pentru că am mai multă încredere în Dumnezeu decât în capacitatea ta de a face bine. Am mai multă încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Am mai multă încredere în răscumpărarea lui Dumnezeu decât în capacitatea omului de a face bine. Noi toți eșuăm. Asta este prima idee din subtext, subtilă, pe care Moise o strecoară. A doua idee subtilă este asta, din eșec. Și vreau să mă audă toți. Din eșec nu ne putem întoarce singuri. Din eșec nu ne putem întoarce singuri. Nu putem veni înapoi spre casă. Avem nevoie de cineva care să vină după noi. Avem nevoie de cineva care să ne ia. Avem nevoie de cineva care să ne răscumpere. Din eșec nu ne putem întoarce singuri. Probabil că ești în seara asta aici și ai încercat să te întorci singur. Să vii la Dumnezeu perfect, cu toate lucrurile puse în ordine, cu hainele, cu viața, cu inima, cu ochii, cu toate puse în ordine. Și ai realizat în urmă cu mai mulți ani că nu vei fi niciodată așa. Că nu vei putea veni niciodată așa. Noi nu putem veni la Dumnezeu perfecți. Niciunul dintre noi. Oricât de mult ne-am strădui, mai lasă aia, mai facă cealaltă, de ce nu vii la biserică? Frate, încă nu sunt pregătit. Ce înseamnă asta? De ce nu vii la biserică? Frate, încă mai trebuie să lasă aia, să rezolvi problema cealaltă din viața ta. Crezi că le vei rezolva? De ani de zile te chinui să le rezolvi. De ani de zile te chinui să ieși din groapa aceea. De ani de zile te chinui să dai la o parte toate lanțurile care te țin și ele te țin în continuare. Iată-te aici, în continuare înlănțuit. De ce nu reușești? Ai aplicat tot soiul de metode. I-ai promis lui Dumnezeu de mii de ori. De ce nu reușești? Știi de ce nu reușești? Pentru că ai nevoie de cineva care să frângă lanțul. Pentru că ai nevoie de cineva care să vină după tine în groapa aceea. Pentru că ai nevoie de o mână care să se plece în groapa mocirlei, în fundul acela al nenorocirii și de acolo să te ridice. Ai nevoie de cineva. Nu poți veni perfect la Dumnezeu. Ce superb spune Moise aici. Ascultați, vă rog, versetul 4. Un soi de dicton al vieții omului care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a cunoscut binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, te voi aștepta aici să vii acasă. Așa zice. Chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău. Ce superb, zice, și acolo se va duce să te caute. Și ce este seara asta pentru tine? Copil de pocăit care niciodată n-ai făcut pace cu adevărat cu Dumnezeu? Prieten care niciodată n-ai luat în calcul serios pe Dumnezeu? Știi ce este seara asta pentru tine? Este seara în care Dumnezeu te caută. Aleluia. Este seara în care Dumnezeu a pornit în căutarea ta. Este pornit pentru unii dintre dumneavoastră de ani de zile.
De ani de zile te înconjoară Dumnezeu cu bunătatea Lui. De ani de zile te caută Dumnezeu cu dragostea Lui nemărginită. De ani de zile Dumnezeu este în preajma ta, arătându-ți în fel și chip că este acolo, gata să te ducă acasă, însă nu te va lua pe aripile sale până în momentul în care îi vei zice, gata, vin, gata, vin. Nu renunț la ideea asta preconcepută că voi putea veni, Doamne, la Tine perfect. Nu pot să vin perfect. Iată-mă că vin așa cum sunt. Știți cântarea? La Tine vin. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Avem nevoie de un Dumnezeu răscumpărător. Adevărul de netegăduit al vieții de credință este că noi toți am fost răscumpărați de un Dumnezeu care și-a întins mâinile la calvar, plătind în locul nostru prețul pentru vinovăția noastră, pentru păcatele noastre. Dacă ne puteam răscumpăra singuri, n-ar mai fi murit Fiul lui Dumnezeu. Dar nu putem să ne răscumpărăm singuri. Nu putem să ieșim singuri din groapa aceea. Nu putem să ne depășim singuri condiția. Oricât ne-am strădui, orice am face, avem nevoie de El să ne răscumpere viața, să ne întoarcă inima. Avem nevoie de El să vină după noi din risipire. Nu ne putem întoarce singuri. El strânge, El adună, El răscumpără. Apocalipsa 5:9 și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupă cețile, căci ai fost junghiat și remarcați cuvintele și ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, de orice neam. Nu, noi nu suntem răscumpărătorii vieților noastre, este Hristos Domnul. Nu noi ne căutăm, ne caută El, nu noi ne regăsim. O, ce nebunie este astăzi în toate podcasturile. Oamenii caută modalități de a se regăsi, nu o să se regăsească niciodată. Vă spun cu tot curajul, până nu-i va regăsi Dumnezeu. Nu o să caute, nu o să găsească niciodată drumul spre împlinire, până când Dumnezeu nu-i va lua de mână, Dumnezeu nu le va vindeca ochii și viața. Dumnezeu este Cel care răscumpără, întregește, vindecă, preamărit să fie numele Lui. Preamărit să fie numele Lui. 1 Petru 1:18 și Apostolul Petru recunoaște că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniți sărăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus, mielul fără cusur și fără prihană. Și permite-mi să mă opresc aici. Tu ai încetat să mai încerci să fii la Dumnezeu perfect? Recunoști în această seară că din groapa, din dependența, din nenorocirea aia de viață cumplită pe care tu nu mai vrei să o trăiești, tu nu poți ieși singur? Sau vrei să mai încerci vreo 5 ani? Cum vei pleca în seara asta de aici? Hotărât să mai faci tu ceva? Sau cu inima strigându-ți înspre Dumnezeu, am nevoie de Tine. Nu reușesc singur. Eu nu voi scoate la capăt niciodată dacă mă las singur. Te rog, Doamne, dacă mă auzi, te rog, vină după mine. Doamne, dacă mă auzi, te rog, pornește în căutarea mea. Nu pot să mă întorc acasă singur. Mi-am rătăcit drumul, mi-am pierdut speranța. Și cel care aude, va auzi glasul Tău. Și cel care pornește în căutare, va porni și în căutarea Ta. Spunea Mozart în Requiem, cred că am mai zis asta la dumneavoastră. Adu-ți aminte, Mântuitorule Iisus, că pentru mine ai pornit pe cale. Pentru mine. Domnul a pornit pe cale. Spune Augustin în Confesiunile lui, am crezut că Eu Te-am căutat pe Tine. Am crezut că Eu Te-am găsit pe Tine. Când am aflat târziu că de fapt Tu mă căutai pe mine. Când am aflat târziu că de fapt Tu mă găsisei pe mine, preamărit să fie Domnul. Primul lucru pe care îl aude Dumnezeu atunci când spunem Domnul să te binecuvinteze, când ne strângem copilul în brațe, este încă preadolescent, ne mai dă voie să ne îmbrățișăm, deci. Și șoptim, auzi, Domnul să te binecuvânte. Dumnezeu din cer aude
Răscumpără-L, Doamne. Mântuiește-L, Doamne. Adună-L, Doamne. Caută-L, Doamne. Când îi spunem prietenului nostru, Domnul să te binecuvinteze, Dumnezeu din cer aude, răscumpără-L, Doamne. Caută-L, Doamne. Mântuiește-L, Doamne. Ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu când eu vă zic, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul aude, să vă mântuie Dumnezeu, să vă răscumpere Dumnezeu, să vă cumpere Dumnezeu pentru sine și întotdeauna să vă țină ai săi și toată biserica să zică? Amin. Amin. 2. Spuneam că al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu atunci când binecuvântă este să cucerească inima. Inima. Iată marea noastră problemă. Intelectual suntem de acord. Suntem de acord cu tot ce am zis până aici. Aproape tot, hai să zicem, să fim rezonabili. Aproape tot. Da, recunosc că nu pot ieși, da, recunosc că am probleme, dar inima, când începe să-mi bată inima, părdalnica mea de inimă, totul se termină. Inima mea are nevoie de schimbare. Inima mea are nevoie de transformare. Inima mea trebuie să fie, așa cum textul vorbește, tăiată împrejur. Inima ne spune ce iubim, ce prețuim. Inima este, de fapt, marea bătălie a vieților noastre. Și când zic inimă, nu zic doar sentimente, ci întreaga noastră ființă, centrul acela al ființei noastre interioare. Ce iubește inima, mintea găsește rezonabil, emoțiile găsesc că este plăcut și întotdeauna găsim resurse să facem. Ce iubește inima. Inima este marea mea problemă, marea noastră problemă. Ea afectează tot. Inima. Cum mă înșeală inima mea. Inima. De câte ori, spun aici povestea unora dintre dumneavoastră, de câte ori n-ați vrut să veniți la Dumnezeu, dar a început să bată inima. Bum, bum, bum. Și a început să vă târască. Știți că există un împărat în Biblie. Se zice despre el că a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată, își începe viața ca Edidia, iubitul Domnului, și își sfârșește tot în iubire, dar într-o iubire otrăvitoare, care îl devorează, zice Biblia, că Solomon târât de iubire. Avea o problemă cu inima. Avea o problemă cu inima. Inima noastră are nevoie de schimbare, inima noastră are nevoie de transformare, inima. Poate că ești pocăit de multă vreme și recunoști asta. Marea ta problemă este inima ta. Lucrurile pe care le-ai lăsat să pătrundă acolo, lucrurile pe care le-ai lăsat să devină centrale, plăceri ale inimii. Spunea Domnul Hristos, Matei 5:19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată, inima! Îmi pot schimba obiceiurile cu greu, dar pot încerca. Îmi pot schimba cuvintele, îmi pot schimba hainele, îmi pot schimba anturajul, pot să mă schingiui, să-mi scot un ochi în limbajul Domnului Hristos din predica de pe munte. Și cu toate astea să nu rezolv cu marea mea problemă. Știți care? Inima. Bum! Când pornește ea la vale, inima mea poate fi rea, poate fi necredincioasă. Trădătoarea mea inimă. Am nevoie de o operație pe cord. Am nevoie să mi se schimbe inima. Nu cunosc cu adevărat binecuvântarea până când inima mea nu este cu adevărat cucerită. Inima trebuie să se schimbe. Le spune aici, în versetele acestea, versetul 6, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale. Și abia după ce Domnul va face această operație pe inimă, vei ajunge să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Inima. Iată căutarea lui Dumnezeu la noi. Iată de ce nu, binecuvântarea nu poate fi un troc, pentru că ea are întotdeauna de a face cu inima noastră. Nu, trebuie să-i dăm Domnului inima noastră întreagă. Și tot textul acesta, vă spuneam, aproape cufundat în vorbirea despre inimă, despre dragoste, e aproape un strigăt de iubire a lui Dumnezeu pentru izraeliți făcut înainte de vreme, înainte ca ei să cadă, ca să-și aducă aminte de El. Tot textul acesta vorbește despre dorința lui Dumnezeu, despre căutarea lui Dumnezeu. Inima ta,
Inima ta nu-i interesat de ce poți să-i dai în bani, nu-i interesat de ce poți să-i dai în timp, nu-i interesant de nicio resursă până când inima ta nu-i cucerită, până când inima mea nu-i predată. Inima, Dumnezeu o vrea nefracționată, 100% pentru El. Inima e plecat în căutarea inimii și tot ceea ce face Dumnezeu în binecuvântare se concentrează doar spre acest scop. Îți vrea inima cu gelozie pentru sine. Inima. Cum schimbă Dumnezeu inima? Cum pot să știu că Dumnezeu mi-a făcut operația aceea despre care Biblia vorbește că este tăiere împrejur? Dați-mi voie doar scurt să spun câteva din instrumentarele pe care Dumnezeu le folosește în sala de operație în care îmi taie inima împrejur. Îmi spune adevărul. Adevărul îmi taie inima împrejur. Adevărul. Mi-arată adevărul despre mine. Câți dintre noi n-am fost puși în fața cuvântului Dumnezeu din timp în timp și ne-am văzut acolo starea? Biblia ne spune adevărul. Dumnezeu îți spune adevărul. Diavolul te minte, diavolul încearcă să te vândă și să te cumpere pe o ciorbă de linte, dar Dumnezeu îți spune adevărul. Iată povestea răscumpărării noastre. Noi eram niște păcătoși, a căror păcat striga la Dumnezeu dreptate. Și Dumnezeu a hotărât să facă dreptate. Plata păcatului este una singură, ziceți dumneavoastră care? Moarte. Dar în locul nostru a murit Hristos. În locul nostru, plata pentru vina noastră a plătit-o întreagă El, preamărit să fie numele Lui. Și inima noastră, în mod constant, este pusă în fața acestui adevăr superb și esențial a Evangheliei pentru tine. Nu luați-o cum au luat-o rușii, cum au luat-o bulgarii, chiar și românii pe undeva, s-au pocăit cu nația. Nu luați-o așa, eu și toți ai mei, nu, doar tu. Doar tu, fiecare pe rând, fiecare pe rând. Dumnezeu îți spune adevărul ăsta, tu ești vinovat. Plata pentru păcatul tău e moarte, dar a murit Hristos în locul tău. Iată adevărul la care trebuie să fim puși din timp în timp, să vedem această oglindă a Evangheliei. Plata pentru păcatul tău e moarte, te juca cu asta, dar a plătit Hristos în locul tău. A răscumpărat El vina ta, preamărit să fie numele Lui. Adevărul, adevărul constant în fiecare etapă a vieții noastre, în fiecare zi a vieții noastre, Dumnezeu ne spune adevărul, ne călăuzește prin cuvântul Său, ne arată adevărul și adevărul ne înduplecă inima. Dar mai este ceva ce înduplecă inima mai tare decât adevărul. Știți ce? Bunătate. Bunătate. Când te uiți la tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, nu poți să zici decât mărețe Dumnezeu. Nemeritată, neașteptată, infinit de bogată. Iată cum este bunătatea lui Dumnezeu pentru tine. Și permiteți-mi acum să facem un experiment. Uitați-vă la ultimii 5 ani. Analizați pentru câteva secunde ultimii 5 ani din viața dumneavoastră. Cum a fost Dumnezeu? Unde erați în urmă cu 5 ani și unde sunteți acum? Ziceți. Infinit de bun. Incredibil. Au fost momente dificile, dar Dumnezeu m-a ridicat din ele. Au fost momente ale lacrimilor, dar Dumnezeu a schimbat întristarea mea în bucurie. O, incredibil de bun e Dumnezeu. Incredibil de bun e Dumnezeu. Permiteți-mi să merg mai departe în experiment. Ce putea să spună inima ta despre acest Dumnezeu? Ce? Știți ce am zice toți? Îl iubim. Îl iubim. Te iubesc, Doamne, tăria mea. Și în momentul în care din inima mea răsare acest strigăt, te iubesc, Doamne, știi ce s-a întâmplat cu inima ta? A fost tăiată împrejur. Hristos a cucerit-o pentru sine. Asta caută Dumnezeu să facă. Asta vrea Dumnezeu să facă. Spune-nu-ți adevărul înconjurându-te cu bunătate. Ca
punându-ți mâna peste tine. Asta vrea Dumnezeu să facă. Să-ți cucerească inima până în momentul în care zici, fără să te oblige nimeni, te iubesc, Doamne, tăria mea. Și în momentul acela, inima ta a fost cucerită, tăiată împrejur. Când mă rog pentru copiii mei, dumneavoastră știți, am doi băieți, cel mare, adolescentul, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și pe ai dumneavoastră. Când îl iau pe cel mare, încă mai îmi permit, îl mai iau în braț și zic, Iosif, iubitul tatălui, Dumnezeu să te binecuvinteze, Joseph. În inima mea este această rugăciune, să-ți cucerească Dumnezeu inima. N-aș vrea să trăiești niciun moment din viața ta în care să nu-L iubești pe Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu te nobilează, iubirea lui Dumnezeu te vindecă, iubirea lui Dumnezeu te înalță, iubirea lui Dumnezeu îți transformă viața, să-ți cucerească Dumnezeu inima. Când vă spun în seara asta dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu din cer aude, să vă cucerească Dumnezeu inimile, să le facă ale sale pentru totdeauna, să vă taie Dumnezeu împrejur inima, cucerind-o pentru sine, prin dreptatea Lui, prin adevărul Lui, prin bunătatea Lui, să nu puteți decât să exclamați în fiecare zi a vieții noastre, te iubesc, Doamne! Te iubesc, Doamne! Asta înseamnă să taie Dumnezeu împrejur inima. Și trei, închei, umple de bunătăți. Că așa zice în text. Că Domnul te va umple de bunătăți. Așa zice, că va face. Asta este rolul binecuvântării. Binecuvântarea strânge și răscumpără, cucerește inima și într-un final umple de bunătăți. Doamne, ce greu să vorbești despre asta într-o biserică. Sunt aici două curente foarte puternice. E un curent care zice, ești pocăit? Trebuie să fii bogat. Dar bogat, domnule. Hazliu. Pur și simplu hazliu. Eu citesc în Biblia mea că Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. Pentru mulți din copiii săi, bogăția n-ar fi un dar bun. Și ar pierde capul instant. Ei nu pot duce, și mi-aleg bine cuvintele, povara bogăției. Nu pot duce. Iar el care dă daruri bune nu le va da niciodată. Dar este și curentul celălalt. Și pleacă așa încet capul ca un pipirig. Cum e, frate? A, păi, ca în viață. Și cum e? Asta e. Greu, greu, frate. Mă dezlipesc și de curentul ăsta. În Biblia mea citesc că atunci când postești, trebuie să ciungi capul, să te parfumezi, să te aranjezi, așa să ieși. Toată lumea să zică, uite ce sărbătoare trăiește fratele și sora, tu de fapt să fii în zi de post. În Biblia mea citesc că Domnul a venit ca oile lui să aibă și să aibă cum? Să o tărască, fraților. Să-i pară rău, să le pară rău. M-am trezit, rău am făcut. Bine, rămâneam în pat. Nu viață, și viață din belșug. Deci mă despar și de curentul ăsta care zice că viața este amară și cumplită. Viața cu Domnul este o continuă închinare. Este o continuă celebrare. Domnul știe să umple de bunătăți. Domnul știe să încununeze viața cu bunătățile sale. Psalmistul zicea că bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața. E extraordinară bunătatea lui Dumnezeu. Cei care umblă cu Dumnezeu știu lucrul ăsta. De câte ori, de câte ori în miez de noapte când nu era nimeni să te ajute, când nu era nimeni să te aline, când nu era nimeni să te asculte, te-a ascultat, te-a ajutat Dumnezeu. Iată bunătate. De câte ori când parcă vedeai accidentul venind, ceva s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat un accident în Germania, era să cad în râpă cu mașina. Știam eu că acolo e râpă. Zăpadă pe jos, viteză un pic mare, frână, mașina n-a mai ascultat. M-am dus în parapet, s-a îndoit parapetul așa ca un braț care ține mașina. Când m-am uitat dincolo, erau vârfurile unor copaci înalți. Dacă mă duceam, mă prăpădeam, dar a pus Dumnezeu mâna. Știți ce e? Este bunătate. Este încununare cu bunătate. Este umplere cu bunătăți. Uitați-vă la copiii noștri, la viața noastră. Viața cu Dumnezeu este frumoasă. Viața cu Dumnezeu este extraordinară. Viața lui cu Dumnezeu nu este lipsită de niciun bine. Domnul este bun. Și toată biserica zice amin. Da, asta face Dumnezeu. Știe să umple de bunătăți.
Dacă te uiți la viața ta în seara asta și nu-i plină de bunătăți, dacă te uiți la viața ta și este o viață amară, cumplită, dureroasă, o viață pe care nu mai vrei să o trăiești, abia aștept să vină dimineața și după aia abia aștept să vină seara și fiecare zi trece ca o povară, să știi că lipsește de acolo ceva. Lipsește Dumnezeu. Lipsește Dumnezeu. Nu zic prin asta că pocăiților nu le merge câteodată dificil, ci zic că ei sunt de fiecare dată însoțiți. Aleluia. Cu harul lui Dumnezeu, aleluia, cu prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu îi face să adoarmă în pace și în cel mai cumplită furtună. Dumnezeu îi ajută să aibă gânduri senine și atunci când trec prin cel mai complicat moment, Dumnezeu le dăruiește pace, adică umple de bunătăți. Și dacă tu n-ai asta, îți lipsește Dumnezeu. De aceea în seara asta te chem la El. Te chem la acest Dumnezeu care știe să strângă și să răscumpere. Nu te poți întoarce perfect de acolo, din necazul vieții tale, dar te ia pe aripile sale Dumnezeu. Nu te poți întoarce singur, ai nevoie de un răscumpărător și ce bine este că în dealul Golgotei ne-am aflat răscumpărarea. Este în Iisus Hristos, Domnul vieții, binecuvântat să fie El. Te chem la Dumnezeul care știe să-ți cucerească inima. Te va înconjura pe dinainte și pe dinapoi, până când nu vei mai putea. Va trebui să strigi din toată inima ta, te iubesc, Doamne, te iubesc, Doamne, nu-mi concep viața fără Tine, nu vreau să trăiesc o secundă din viața mea departe de fața Ta, te iubesc, Doamne. Te chem la acest Dumnezeu care știe să dea bunătăți, care știe să umple de bunătăți viața noastră. Și încheie aici, și încheie simplu, fără nicio soi de presiune. Spurgeon spunea la finalul predicilor lui, cred că v-am zis și data trecută, dar vă zic și data asta. El nu făcea chemare, el zicea doar atât. Ți-a vorbit Domnul, vrei să renunți la viața aceea și să fii binecuvântat? Vină și stai de vorbă cu păstorul bisericii. Trebuie să fie o decizie radicală, o decizie puternică, o decizie care să rămână în picioare și mâine dimineață, și marți la prânz, și joi seara. O decizie serioasă pentru Dumnezeu. Și Domnul primește. Ușa Lui nu s-a închis încă. Mai este loc la cruce și pentru tine. Zic încă o dată, pentru mine și pentru dumneavoastră. Domnul să ne... Și ce înseamnă asta? Ce face Dumnezeu? Strânge și răscumpără, cucerește inima și umple de bunătăți. Domnul să ne binecuvinteze și toată biserica zice? Amin, amin, amin. Amin.